Dacă Universitatea joacă prost pe teren propriu, Pandur este extrem de modestă în deplasare. Gorjenii nu au bătut niciodată pe teren străin în acest sezon, reușind doar 4 rezultate de egalitate în 12 meciuri, ceea ce face ca numai Urziceni și Sportul să stea mai prost decât Pandurii în deplasare. Important pentru noi să menținem ascensiunea din ultima partidă, tonusul pe care l-am avut în partida cu CFR Cluj și, bineînțeles, e un meci fantastic de greu, important pentru ambele echipe. Ne despart doar un singur punct. Victoria din partida cu CFR Cluj ridică Pandurii peste linia retrogradării și dacă va reuși o nouă victorie la Craiova, va avea șanse foarte mari de a se menține în prima ligă. E prea mult spus. Nu e pe viață și pe moarte. Noi nu avem nimic de pierdut. Mergem să nu pierdem. După rezultatul bun cu CFR Cluj, eu cred că echipa are încredere, moral. Aveam toate motivele să nu pierdem la Craiova. Acum cred că în mare măsură se poate decide dacă ne salvă sau putem retrograda, Doamne ferește. Derbiul Olteniei este, domnul, că indiferent de poziția de clasament. Acum să vedem cine va fi mai bun. Gorjenii se așteaptă ca pe Oblemenco să dea piept și cu suporterii universității care, cu siguranță, vor încerca să pune presiune pe ei. Nu cred că e vreun suporter al Universității Craiova să-i dorească rău echipei. Ca unele divergențe cu, eu știu, cu patronul, cu antrenorul, cu anumiti jucători, dar, per total, cred că sunt susținători ai Universității Craiova și îi vor încuraja pe toată durata partidei. Pandurii nu a reușit niciodată să câștige pe terenul universității. În 4 partide, Craiova s-a impus de 3 ori, iar un joc s-a terminat la egalitate. În tur, gorjenii s-au impus cu 3-1.